un miel la 2 luni și jumătate cu cel puțin 5 kg mai greu decât un miel din rasa țurcană. Asta a obținut Gheorghe Mihăescu, președintele Asociației Ovitim Miorița, în urma încrucișării oilor autohtone cu berbeci din rasa engleză Hampshire. Creșterea ovinelor e o îndelernicire veche în zona noastră și mulți crescători se ocupă de creșterea ovinelor. Mai nou, în ultima perioadă, s-au documentat, au văzut și au început să introducă în efectivele de animale care le au berbeci din rasele de carne. Chiar eu personal am făcut o metisare, o încrucișare între Hampshire, berbeci aduși din Anglia, cu rasa țurcană autohtonă. Rezultatele sunt foarte bune, avem deja 2 ani de experiență, avem hibrizi din rasa țurcană și Hampshire, suntem foarte mulțumiți, au o creștere bună, berbecii s-au acomodat la noi, e o rasă de carne, au o masă musculară mai mare decât rasa autohtonă țurcană și suntem mulțumiți de rasa care am luat-o. Producția se cunoaște, un miel la 2 luni și jumătate, cu cel puțin 5-6 kg mai greu ca un miel din rasa țurcană. Ceea ce la un efectiv mare, sigur că da, contează foarte mult la preț și la livrare. Acum mai există o problemă, fermele de carantină, fermele care livrează producția, nu fac deosebirea între rasele de carne și rasa autohtonă, deci rasa de carne, sigur că da, este mai bună, mai competitivă, mai bine se vinde pe piața comunitară, dar totuși la noi prețurile nu diferă între rasa țurcană și metișii care sunt din rasele de încrucișare. Păi, carnea nu. Am exemplu, anul ăsta am vândut la abatorul din Liebling, la sacrificare am dat mie și au fost foarte buni. Deci prețul a fost bun anul acesta și la 10 lei kilogramul și au avut o greutate mai bună decât țurcana. Deci au fost la vreo 25 de kilograme media cu o lună. Deci considerăm că a fost foarte bine. Identificare o problemă care ne frământă și ne dă mari bătăi de cap pentru că este singura țară din comunitate care identificarea se face de către comercianți. Până anul trecut am probleme cu identificarea cu direcția de sanitar veterinare, anul ăsta s-a schimbat, avem probleme cu comercianții. O să poate și nu-i corect ca un comerciant care vine și cumpără miel din ferme, de la crescători de animale, să vină cu punga, cu crotalii, să identifice el animalele. Noi am încercat prin Asociația Ovitim să aducem crotalii, să le dăm crescătorilor de animale, să-și identifice animale, dar e complicat, crescătorul cumpără crotalul, trebuie să meargă la medic, medicul îi pretinde bani, cu toate că el primește bani de la statul român, 3,50 lei de cap de miel identificat, îi pretinde bani, atunci omul, ca să nu mai plătească, își vinde produsul fără identificare, adică fără crotal. Ajunge mielul să plece din fermă fără crotal. Nu este corect, nu este posibil. Eticheta, adică crotalul, trebuie pusă de crescător, nu de comercianți care fac prețul la ușa fermei. Corect și cinstit era ca și comercianții să vină să stea de vorbă cu fermierii organizat printr-o asociație să se stabilească prețul. Și atunci, sigur că da, era corect și era un preț corect aplicat produsului, adică mielului. Aici avem 2 berbeci din rasa Hampshire, provine din Regatul Unit, așa, și hibrizi între rasa Hampshire și țurcană. Rasa Hampshire este o rasă performantă pentru producția de carne și este una dintre, cu producția cea mai mare dintre rasele de carne, producția de lapte cea mai mare din rasele de carne. Asigură o viteză bună de creștere, sunt animale foarte liniștite, ușor de întreținut, afectuoase și au dat rezultate bune în România până acum.